Ministerul ucrainean al apărării raportează că cea mai mare lovitură urmează să vină și anunță acțiuni de succes pe 3 porțiuni din front. Rusia a bombardat în ultima zi toate regiunile, cel puțin 32 de drone Shahed au fost doborâte. Mai multe detalii din războiul de la graniță are colegul meu Florin Jipa de la Monitorul Apărării Securității. Florin, după informațiile care arătau că această ofensivă ucraineană stagnează, vedem adjuncta ministrului apărării din Ucraina și generalul Valeri Lăznuji, șeful statului major, care spun că sunt acțiuni de succes în Donețk și în Zaporojie. Care este de fapt situația? Bună, Monica, chiar am văzut cu câteva minute mai devreme un raport al șefului sectorului militar din Tavria, care spunea, e vorba de sector militar ucrainean, că a distrus astăzi 46 de echipamente militare, printre care foarte multe blindate, dar și 5 companii. O companie rusească are între 50 și 100 de militari, funcție de tipul acesteia, deci înseamnă că a distrus aproape 2 batalioane, ceea ce este destul de mult. Este clar că contraofensiva ucrainană merge, nu merge poate la ritmul la care ne-am fi așteptat toți, dar exact cum spuneai și tu, încă nu am văzut atacul principal, folosirea mai multor brigăzi cu 500-700 de tancuri și mașini de luptă a infanteriei într-un sector. Nu a avut această ruptură a frontului de apărare rusesc. Ea se pregătește, Ucraina a folosit foarte mult recunoașteri, dar și acțiuni de tatonare, recunoașteri în forță. Deminează foarte mult, am văzut, din zona din fața liniilor de apărare principale ale armatei ruse și cred că în viitor apropiat o să vedem și o astfel de lovitură. Am văzut că astăzi au venit și vești bune de la Uniunea Europeană și anume Ursula von der Leyen a prezentat un pachet de ajutor militar în valoare de 50 de miliarde de euro, eșalonat pe 4 ani, iar în acest an 30.000 de militari ucraineni vor fi pregătiți în țări din Uniunea Europeană. Florin, Biden susține că posibilitatea ca Vladimir Putin să folosească arme nucleare tactice este cât se poate de reală. Noi tot discutăm de acest pericol nuclear și de momentul în care Putin ar decide să folosească sau nu aceste arme. Care este pericolul? Există vreun pericol real în momentul de față? Există. Putin folosește de fiecare dată această amenințare cu războiul nuclear. Am văzut că mai nou și șeful spionilor ruși, este vorba de generalul Sergei Narishkin, care este șeful Serviciului de Informații Externe, celebrul SVR, a spus că Ucraina ar pregăti o bombă nucleară murdară și știm când rușii spun că cineva face, de fapt ei fac acest lucru. Am văzut că și ministrul rus al apărării Șoigu a venit cu amenințări dacă Ucraina cumva va lovi Crimea cu rachete HIMARS sau Storm Shadow bat peste 300 de kilometri, deci Ucraina poate să lovească orice mare localitate din Crimea dacă își propune acest lucru, Rusia va riposta. Până acum Rusia nu a ripostat, Statele Unite au spus cumva, nu direct, dar indirect, că o ripostă nucleară a Rusiei, să nu uităm că Rusia are arme nucleare care sunt de 3 ori mai puternice decât cele care au fost folosite la Hiroshima, ele chiar dacă sunt numite tactice, adică au un efect tactic pe câmpul de luptă, scot din luptă o brigadă, la nivel politic ele au o valoare strategică, deoarece o lovitură nucleară schimbă din start mersul războiului în continuare și automat și poziționarea țărilor care încă nu au luat atitudine împotriva războiului Rusiei din Ucraina. Nu cred că Rusia încă are curajul să folosească o astfel de armă, dar amenințarea există.